Câștigător al unui nou mandat la primăria Timișoarei, Dominic Friț are mari șanse să preia șefia USR. Consideră că decizia lui Cătălin Drulă de a se retrage și a convoca un congres extraordinar este asumată și corectă. Este un rezultat dureros pentru Alianța Dreapta Unită, pentru USR. Nu există niciun fel de cumva vorbe frumoase pentru a ascunde acest rezultat. Intrați în cursă pentru șefia USR? Da, nu ar fi făcut parte din planul meu, dar cred că partidul este într-o situație în care avem nevoie de un nou leadership și avem nevoie de lideri care știu cum să coaguleze majorități, inclusiv în rândul populației, și cred că am demonstrat că pot să fac acest lucru. Rezultatul Alianței Dreapta Unită, din care face parte USR, este dezastruos, a declarat Elena Lasconi la scurt timp după ce i s-a confirmat victoria pentru un nou mandat la primăria Câmpul Lung Muscel. Lasconi le-a spus jurnaliștilor că Drulă a greșit enorm și susține schimbarea întregii conduceri a partidului. Nu exclude nici varianta să candideze la șefia USR. În momentul de față există două persoane care și-au arătat cumva intenția și există această dezbatere, Dominic Friț și Elena Lasconi. Amândoi sunt buni și pentru a conduce și pentru a motiva și mobiliza oameni și în intern și în extern. Pentru că sunt oameni care, repet, au arătat niște rezultate concrete, au făcut niște povești absolut fantastice. Și doamna Lasconi și domnul Dominic Friț sunt oameni care au avut și susținerea partidului și oameni care pot construi, iată, o direcție pentru următoarele alegeri. Cătălin Drulă și-a anunțat retragerea din fruntea partidului, nemulțumit de scorul în alegeri. Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție. Eșecul USR în alegeri este văzut diferit de analiștii politici. ADU sau USR, cu titulatura veche, ca să zic așa, a făcut o greșeală de strategică. Respectiv era un partid de temă care a încercat cumva să intre în siajul, sau mă rog, să concureze cu AUR. A început să aibă un discurs aproape similar cu AUR, de opoziție agresivă. Bazinul electoral ocupat de acest partid s-a spart în mai multe bucăți. În sensul că avem în momentul de față, într-adevăr, o descreștere a partidului, inexplicabilă, aparent, dar pe de altă parte avem alte partide care au crescut substanțial. Potrivit rezultatelor parțiale, Alianța Dreapta Unită a obținut la alegerile europarlamentare 8,61% din voturi, iar la primării și consilii locale aproape 3%.